Potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, în prima etapă de înscriere au fost validate peste 2000 de cereri. Listele cu elevii înmatriculați, numărul locurilor rămase libere și copiii neînscriși după prima etapă au fost afișate în perioada 25-26 martie. De data aceasta, niciun copil nu mai poate fi înscris în clasa 1 fără să urmeze înainte clasa pregătitoare. În anii școlari anteriori, autoritățile au permis, prin excepție, și înscrierea copiilor direct în clasa 1. Referitor la înscrierea copiilor la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2016-2017, în județul Giurgiu au fost validate pentru prima etapă de înscriere 2138 de cereri. Urmează ca în perioada 30 martie-8 aprilie să depună cereri tip de înscriere părinții care până la acest moment nu au optat pentru nicio unitate școlară. Unele dintre cereri nu au putut fi admise din cauza lipsei de locuri la școlile dorite, altele decât cele de circumscripție, iar părinții sau tutorii legali nu au bifat opțiunea de revenire la unitatea de învățământ arondată inițial. La nivel național, Ministerul Educației a centralizat peste 166.000 de cereri de înscriere admise.